Peste 200 de case din mai multe localități sălăjene sunt grav afectate de alunecări de teren, fenomen care s-a reactivat în ultimele zile din cauza topirii zăpezii și a ploilor. Sunt afectate de alunecări de teren gospodării din localitățile Recea, Sârmășac și din municipiul Zalău. Casa din spatele meu este doar una dintre cele peste 200 din județul Sălaj care sunt grav afectate de alunecările de teren, fenomen care s-a reactivat în urmă cu câteva zile din cauza topirii zăpezii. Cele mai mari probleme sunt înregistrate în localitatea Recea, unde mai multe case s-au rupt practic în două, iar proprietarii dorm acum pe la vecini sau rudenii ale căror case au rămas intacte. Alte 19 case din cartierul Zăloan Ortelec stau să se prăbușească în orice moment. Dealul pe care se află cartierul este afectat de alunecări de teren de mai bine de 20 de ani, dar nu au fost luate măsuri, cu toate că aici se află și bazinul de alimentare cu apa al orașului. Locuințele din cartierul Zăloan Ortelec sunt cele mai afectate de alunecările de teren care au început în urmă cu mai bine de 20 de ani și s-au reactivat în urmă cu un an, provocând grave probleme în rândul gospodăriilor de aici. Cel puțin 19 familii au casele ruinate din cauza alunecărilor de teren. Autoritățile județene susțin că nu au fondurile necesare pentru construcția unor ziduri de sprijin în vederea consolidării terenurilor și au cerut sprijin financiar de la guvern. Deocamdată nu au primit niciun răspuns.